Cazare și masă gratuită pentru refugiații din Ucraina care ajung în orașul nostru. Reprezentanții Palatului Culturii Teodor Costescu și cei primăriei Drobeta Turnu Severin au amenajat camere pentru cel puțin 20 de refugiații din Ucraina, oameni de cultură care și-au părăsit țara de frica războiului. Aceștia vor avea toate condițiile necesare de cazare și masă gratuită. La mansarda Palatului Culturii Teodor Costescu din Drobeta Turnu Severin au fost amenajate camere pentru 20 de oameni de cultură din Ucraina care au fugit din cauza războiului. Dăm un mesaj de solidaritate, de bună primire a celor care vin din zona artei din Ucraina și pot găsi la noi un spațiu de cazare și toată primirea călduroasă și prietenească de care putem da dovadă, spații de cazare pentru artiști, pictori, scriitori, oameni de teatru, oameni de balet, sculptori, cântăreți, toți cei care au nevoie de un spațiu liniștit și securizant, dar și de spații aferente în care pot să-și dezvolte în continuare ideile sau proiecte, să se simtă cât de cât acasă, în mediul lor artistic. Primarul Marius Creciu pregătește acum un proiect pentru adăpostirea celor care doresc să rămână în orașul nostru. Este un proiect de suflet la care lucrăm în acest moment. Primăria Turnu Severin, prin Palatul Cultural, este gata să primească artiști din Ucraina, refugiați. Fiind o instituție de cultură, ne-am gândit în primul rând la genul acesta de refugiați, tot ce înseamnă pictori, scriitori, artiști, actori, fiind având și spațiile necesare pentru a putea să-și desfășoare o anumită activitate dacă doresc. Avem în acest moment între 20 și 30 de locuri disponibile în funcție de numărul de cereri. În aceste condiții și alți severineni s-au mobilizat și au strâns cele necesare pentru copiii și familiile refugiaților care au trecut granița în România.